Scuze, o să începem mai neconvențional. Eu trebuie să vă aud ca să mă asigur că se aude până în spate. Bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur să vă văd pe toți. Domnule prim-ministru, Your Excellency Ambassador, doamnelor și domnilor miniștri, domnilor secretari de stat, doamnelor secretari de stat, consilieri de stat, secretar general, secretar general adjuncți, mă gândeam ieri dacă să enumăr pe toată lumea și, Doamne, ce misiune complicată ar fi fost și ce discurs nu foarte interesant. Programul ăsta a pornit, după cum s-a menționat și mai devreme, cu 2 ani de zile în urmă. De ce a pornit programul acesta la nivelul Cancelariei Primului Ministru? Citeam un raport în 2012, la puține luni după ce am ajuns la Palatul Victoria, un raport al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, care avea două paragrafe destul de interesante. Primul zicea așa: din totalul funcționarilor publici din România la nivelul anului 2012, adică 160.000, persoane sub 30 de ani erau 3,6% pe țară. Și în același raport de la nivelul anului 2012 se menționa că până în anul 2020 corpul funcționarilor publici din România va pierde 50% din sistem. Un gol pe care trebuie să-l acoperim cumva. Trebuie să fac un exercițiu cu voi și cu scuzele de rigoare că o să vă rog să ridicați mâna. Câți dintre voi au sub 25 de ani? Mulțumesc. Câți dintre voi au beneficiat sau beneficiază de o experiență de studiu în străinătate? Mulțumesc. Câți dintre voi ați participat în cursul liceului, școlii, la olimpiade județene naționale? Felicitări vouă! Felicitări! Ca să vă spun în câteva cuvinte cum ați ajuns voi în sala asta astăzi, am avut 3600 de înscriși pe 300 de locuri, mai bine de 10 persoane pe loc. Selecția inițială, adică evaluarea candidaturilor voastre, a fost făcută de către voi. Nu voi de anul acesta, ci voi de anul trecut. Adică, spre deosebire de recrutarea în administrație publică tradițională, noi am apelat la o comisie de 63 de tineri din generațiile anterioare, care i-au evaluat pe tinerii din generația prezentă. A fost un exercițiu pe care l-am făcut pentru prima dată și mulțumesc lui Dumnezeu, pe de o parte n-am mai lucrat noi, ați lucrat voi. Și pe de altă parte, rezultatele le văd în sală. După etapa evaluării dosarelor, a susținut interviuri la care au participat reprezentanți din partea fiecărei instituții, alături de colegi de la Cancelaria Primului Ministru, și 850 de interviuri mai târziu, ne aflăm astăzi aici, cu 300 de tineri în cap, o persoană s-a retras ieri, am înlocuit-o ieri. În cursul celor 2 luni, așa cum s-a întâmplat și în edițiile anterioare, veți cunoaște ministri, veți cunoaște consilieri de stat, veți avea discuții sub formă de masă rotundă, veți avea discuții individuale. Scopul acestui program este ca după cele 2 luni, voi, să vă decideți dacă vreți sau nu o carieră în administrație. O carieră care, așa cum a fost descrisă, nu e cea mai fericită din lume. Poți să faci multe lucruri bune care să nu fie apreciate așa cum ți-ai dori, dar este o carieră pentru care unii dintre voi, că nu pot să garantez pentru toți, ați fost creați. Eu vă doresc mult succes mai departe. And now I should move to English for a bit. In preparation for our next speaker, I should point out that most of our Romanian students studying abroad came back home from the United Kingdom, either London or Manchester, Kent, Cambridge, Oxford. And on this note, please join me in welcoming to the stage the Ambassador to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to Bucharest, Mr. Paul Brummell. Cristian, mulțumesc.
Stimate domnule prim-ministru, stimați membri al Guvernului României, dragi invitați, absolvenți și prieteni ai programului de internship, este o onoare și o bucurie personală să vă pot adresa câteva cuvinte cu ocazia deschiderei programului oficial de internship al Guvernului României 2015. Mă bucur că Guvernul României, la fel ca cel al Marii Britanii, investește în formarea tinerilor talente, oferind experiență directă de lucru în sectorul public. Timpul petrecut alături de profesioniști din aparatul guvernamental este cu siguranță neprețuit. Mulți dintre tinerii care trec prin programul de internship aleg să se întoarcă în echipele unde au început primii pași în cariera profesională. Cred că este o investiție cu dublu sens, pentru că beneficiarii acestei inițiative lansate în 2013 sunt atât tineri absolvenți cât și diversele departamente ministeriale. Sunteți 300 de tineri selectați din 3.600 de candidați, deci felicitări. Dacă am înțeles bine, în vederea selecției listei finale din cei 3.600 de candidați înscriși, s-a avut în vedere evaluarea calității pregătirii universitare, a motivației, a potențialului de asimilare și dezvoltare, precum și a competențelor linguistice și IT. Am înțeles că mulți din dumneavoastră sunt studenți în țara mea, Regatul Unit. Este adevărat? Niște. Da, da. Cred că este un semn și de calitate studenților români care aleg să studieze în Marea Britanie, și de calitate universităților britanice, și acest lucru este pentru mine o bucurie. La rândul său, Ministerul Britanic de Externe, The Foreign Office, promovează scheme de internship atât pentru tineri absolvenți de universitate, cât și pentru entuziasti aflați înainte de vârsta majoratului. În medie, Ministerul de Externe de la Londra găzduiește anual aproximativ 70 de interns. Aceste programe își propun să încurajeze o cât mai mare diversitate de participanți și sunt deschise în special absolvenților cu potențial care provin din medii dezavantajate. Mulți dintre aceștia nu ar fi luat în considerare varianta unei cariere diplomatice în absența acestor oportunități de experiență pe termen scurt. Pe lângă programele administrate central la Londra, ambasade au posibilitatea de organiza propriile programe de internship. La București, ambasada noastră tocmai a aniversat 10 ani de program de internship, ne mândrim cu cei aproximativ 150 de absolvenți. Mulți dintre ei au revenit pe termen lung în echipa ambasadei, iar alți urmează cariere extraordinare în România, Marea Britanie și pe alte continente. Câteva din povestile lor de viață au fost surprinse într-o campanie aniversară găzduită pe blogul meu. Vă invit să citiți aceste marturii de suflet venite din partea unor tineri absolut talentați și cu un simț al umorului foarte fin. Dragi interns, vă urez succes în experiența următoare ca interns. Vă doresc o vară de neuitat. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule ambasador. Într-adevăr, sunt studenți de la 47 de universități din Marea Britanie.
Nu o să-i rog să ridice mâna, cred că ar fi destul, dar o să invit acum, cu voia dumneavoastră și în aplauze dumneavoastră, pe doamna Rovana Plumb, doamna ministru Rovana Plumb, vă rog. Bună dimineața, domnule prim-ministru, domnule ambasador, dragi colege și colegi. Încep și eu prin a vă spune în modul cel mai sincer, dumneavoastră, celor 300 de participanți la acest program complex, că sunt bucuroasă că veți fi printre noi, pentru faptul că ați ales ca două luni în această vară să participați în acest program de internship. Dorința dumneavoastră de a vă înscrie, de a parcurge toți acești pași până aici, dar și energia și creativitatea voastră sunt garanții că administrația publică cu siguranță va fi pe mâini bune dacă veți alege să rămâneți aici. Vreau să vă mai spun că veți avea parte în toată această perioadă de două luni de a cunoaște instituțiile și autoritățile statului, dar mai ales pe profesioniștii care lucrează aici și sper că acestea să fie argumente în plus ca odată ce ați parcurs acest program să vreți să faceți parte din echipa administrației publice. Desigur că scopul guvernului este acela de a pregăti cât mai mulți tineri pentru a face față provocărilor pieții muncii. Tocmai de aceea, guvernul Ponta desfășoară un amplu program finanțat de prin fondurile europene, Garanția pentru Tineret, care se adresează la aproape 441.000 de tineri, cu o finanțare de peste 470 de milioane de euro. Vreau să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră să promovați în rândul tinerilor acest program, pentru că scopul fiecărei țări, scopul fiecărei națiuni, scopul fiecărui popor este acela de a se baza pe oameni ca voi, pe tineri, pentru a participa împreună la construcția și dezvoltarea țării. Vreau să-i mulțumesc lui Radu Puchiu și întregii echipe care coordonează acest program de internship. Vreau să vă felicit din toată inima, să vă urez mult succes și vreau să salut în mod special pe cei